județul Buzău se desfășoară unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură. Este vorba despre programul operațional de mediu derulat de Compania de Apă Buzău în orașele județului. În cadrul acestui program se desfășoară proiectul reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău. Proiectul are o valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, dintre care contribuția Uniunii Europene este de 85%, iar diferența este asigurată de bugetele locale, bugetul de stat și un împrumut al Companiei de Apă Buzău. Compania de apă a contractat un împrumut de aproximativ 10 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru finanțarea programului alături de contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene, cea de la bugetul de stat și a autorităților locale din orașele Buzău, Râmnicu Sărat, Nehoiu, Pogoanele și Pătârlagele, unde se vor desfășura lucrările. 4 dintre cele 6 contracte de lucrări acordate prin licitații internaționale sunt deja în derulare. Este vorba despre lucrări în stațiile de tratare a apei și stații de epurare din Nehoiu, Râmnicu Sărat și Buzău. Scopul principal al proiectului îl reprezintă faptul că la sfârșitul 2014 peste 90% din populația aferentă acestor localități să fie conectată la apă și la canalizare. În municipiul Buzău, stația de epurare va fi extinsă, contractul fiind adjudecat de o firmă prestigioasă care a reabilitat obiectivul și în perioada 2006-2009. În principal, e vorba de extinderea capacităților de tratare biologică și facilități suplimentare de dezodorizare și stocare în amol la deshidratarea finală. Noi am demarat lucrările undeva în luna iunie. În momentul în care noi vom termina prima fază a bazinelor biologice pe care o vedeți aici expusă, vom trece la reabilitarea bazinelor biologice existente. Deci asta ar presupune ca întreg fluxul de tratare în stație să fie transferat după existent pe cel nou, urmând ca noi să ne continuăm treaba pe structurile existente. Lucrările vor fi terminate în octombrie 2013, iar efectele acestor lucrări se vor face simțite atât în creșterea calității serviciilor către abonații companiei de apă, dar mai ales în protejarea mediului. Calitatea apei care o să deversăm în emisar, respectiv râul Buzău, se va îmbunătăți considerabil. Asta însemnând reducerea de fosfor și de azot, care momentan stația nu e pregătită fără această investiție să o facă. Și sperăm noi pentru mediu și pentru generații următoare să fie un beneficiu foarte mare. Pentru Buzău sunt implicații de mediu foarte mari, așa încât prin lucrările de extindere care se fac la stația de epurare Buzău, se va elimina în viitor fosforul și azotul din apa uzată, urmând ca poluarea râului să fie aproape zero. După extindere, stația de epurare Buzău va putea prelua încărcările orașului, atât cele casnice, cât și cele industriale, până în anul 2035, incluzând dezvoltarea viitoare a orașului. Termenul final al programului, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău, este 31 decembrie 2014. Atunci, peste 90% din populația județului va beneficia de apă la robinet și de canalizare.